Cancerul de sân continuă să fie principala cauză de mortalitate la femei. În 2022, în România, peste 12.000 de femei au fost diagnosticate cu această maladie. În același timp, în jur de 4.000 de femei pierd anual lupta cu cancerul de sân, deși dacă boala ar fi depistată într-un stadiu incipient, șansele de supraviețuire și vindecare depășesc 95%. Mamografia reprezintă principala metodă de screening pentru depistarea timpurie a cancerului de sân. Mamografia se recomandă a fi făcută după vârsta de 40 de ani, odată la 2 ani sau ori de câte ori se observă o modificare a structurii sânului și în acest caz vorbim de schimbări de formă, culoare, textură. Din păcate, numărul femeilor care aleg să facă o investigație imagistică nu este foarte mare și asta în condițiile în care, dacă boala oncologică a sânului ar fi depistată timpuriu, șansele de supraviețuire și chiar vindecare sunt de peste 95%. În cazul depistării într-o formă metastatică, supraviețuirea scade la sub 30%. Continuăm să fim pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește screeningul mamar, spune conferențiar dr. Diana Manolescu, medic primar radiologie și imagistică medicală, Spitalul de boli infecțioase și pneumoftiziologie dr. Victor Babeș-Timișoara. Potrivit statisticilor, peste 90% dintre cancerele de sân apar după vârsta de 40 de ani, iar un control regulat poate duce la identificarea precoce a malignității. Mamografia reprezintă metoda de elecție pentru depistarea bolii oncologice. Investigația imagistică, care nu durează mai mult de 15 minute, înseamnă realizarea a 4 filme, câte 2 pe fiecare sân, pentru identificarea zonelor posibil maligne. Mamografia digitală este foarte puțin iradiantă, dar permite scanarea cu mare precizie. Sensibilitatea aparatului pe care îl folosim este de aproape 80%. Mamografia realizată cu un asemenea aparat oferă o imagine mai bună a structurii sânului, scoțând în evidență detaliile țesutului mamar, putând stabili chiar mărimea și forma unei posibile tumori. Evident, atunci când se observă prezența unei anomalii, examinarea poate fi completată cu o ecografie de sân sau un RMN de sân, aceste investigații putând a fi făcute tot în cadrul Spitalului Victor Babeș, spune conferențiar dr. Diana Manolescu. În România, una din 8 femei este diagnosticată cu cancer mamar. În luna luptei împotriva cancerului de sân în cadrul Spitalului Victor Babeș pot fi făcute mamografii gratuite în baza trimiterii de la medicul specialist. Programările se pot face la numărul de telefon 0746 714 611 de luni până vineri între orele 8-14.